Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun găsit din nou! Astăzi vă propun să urmărim un documentar realizat după un material de George Hodorogea. Fața nevăzută a Vasilicăi Viorica Dăncilă. Vasilica Viorica Dăncilă este un politician român, membru al Partidului Social Democrat, care din 29 ianuarie 2018 ocupă funcția de prim-ministru al României. Este prima femeie din istoria României care ocupă această funcție. Înainte a fost membră timp de două mandate în Parlamentul European din partea PSD. După condamnarea și arestarea lui Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a preluat interimar funcția de președinte al Partidului Social Democrat. Nu s-a făcut remarcată deloc, nici în viața politică internă și nici în Parlamentul European, marele ei merit fiind acela că era din același județ cu Liviu Dragnea, Teleorman, județ care, în timpul puterii excesive a fostului lider, a dat numeroși miniștri și secretari de stat, dar și mulți indivizi plantați în diferite posturi cheie, strategice și bănoase. De fapt, orașul teleormănean, Videle, a intrat în cartea recordurilor. Având o populație de numai 11.000 de locuitori, a dat un premier și un ministru de interne, plus alți câțiva fripturiști. Culmea constă în faptul că doamnele Dăncilă și Dan sunt vecine de bloc. Ce bloc important în istoria României, nu? Foștii colegi ai viitoarei doamne premier își amintesc despre ea că rupea inimile băieților. Dansa bine, dar nu prea avea voce când cânta la petreceri. Cei din Videle au așteptări mari pentru orășelul lor, tot mai sărac, dar deocamdată nu s-a întâmplat nimic bun pentru ei. Foarte mulți și-au pus întrebarea dacă a fost Dăncilă marioneta lui Dragnea. La prima vedere, așa pare, fiindcă ceilalți doi premieri, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, nu au reușit să îi aducă liniștea lui Liviu Dragnea prin promovarea vestitei ordonanțe de grațiere și amnistie, au fost înlăturați cu sânge rece și în mare dispreț față de alegători și chiar față de propriul partid. De fapt, moțiunea de cenzură împotriva propriului guvern este atât de ridicolă, dar și unicat în politica mondială. Probabil înspăimântat de apropierea finalizării procesului angajărilor fictive de la Consiliul Județean Teleorman, Dragnea a ales-o repede pe doamna Dăncilă ca premier, aceasta fiind, cum s-ar zice, consăteană cu el lidero maximo, deci o potențială marionetă. Punându-l și pe Tudorel Toader la justiție, se părea că Dragnea și-a pregătit bine salvarea și că drumul spre Cotroceni se întrezărea tot mai clar. La început, doamna Viorica Dăncilă s-a făcut preș în fața lui Dragnea și, cu riscul de a deveni o nepopulară și o nefrecventabilă, a jucat cum a vrut șeful. A susținut mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, cu tot scandalul european și cu cel din lumea arabă. S-a certat cu liderii europeni, a acceptat aberantele planuri economice și fiscale elaborate de mintea fierbinte a penalului Darius Vâlcov, om impus de Liviu Dragnea. A ajutat la eliminarea din cexul PSD a dizidenților în frunte cu Gabriela Firea și Țuțuianu. A acceptat fără să crâcnească toate nulitățile propuse de sus ca miniștrii și secretarii de stat. A intrat și în conflict cu locatarul de la Cotroceni. Pare că numai așa de dragul lui Liviu Dragnea. Dar se pare că erau doar aparențe. Naiva Dăncilă, dovedindu-se cu timpul o adevărată urmașă a lui Niccolò Machiavelli. În privința forțării legilor justiției, dacă instinctul de conservare i-a salvat pe Grindeanu și Tudose de o eventuală trimitere în judecată, același instinct a funcționat și la Toader și la Dăncilă. Deși Toader a îndeplinit cu sârguință multe lucruri murdare pentru Dragnea,
Nici el nu s-a putut coborî atât de jos încât să dea celebra ordonanță. Și culmea, marioneta Dăncilă a rupt și ea sforile ce o legau de Dragnea și a început să se contreze cu șeful. Nu a dat ordonanța cu pricina și nici nu a acceptat restructurarea guvernului. Dacă Liviu Dragnea scăpa pe 27 mai de condamnare, se știa clar că și Viorica urma să fie pusă pe făraș, dar nu a fost să fie. Iată ce a declarat Viorica Dăncilă într-un interviu acordat pentru politico.eu. Vreau ca PSD să devină un partid al echilibrului și de acum înainte subiectul justiției nu există pe agenda guvernului, ci ne vom concentra pe domenii de interes care sunt o prioritate pentru oameni, cum ar fi sănătatea, educația și infrastructura. Ne vom concentra pe integritate, meritocrație și transparență. Cred că vom reuși și că PSD se va întoarce la integritate. Vreau să văd o schimbare, să aducem democrația în partid și să facem ce vor cetățenii de la noi, a spus premierul imediat după arestarea lui Liviu Dragnea. Viorica Dăncilă a continuat: cred că politicienii nu ar trebui să intervină în sistemul de justiție. Această agendă a fost legată doar de domnul Dragnea. Au existat multe probleme care au apărut în spațiul public, referitoare la acțiuni împotriva unor persoane care s-au dovedit a fi nevinovate. Cred că politicienii nu ar trebui să intervină în sistemul de justiție, a explicat Dăncilă. Ea a adăugat că, deși ar trebui să existe o dezbatere despre sistemul de justiție din România, PSD-ul lui Dragnea poate că a împins această discuție mult prea departe, iritând atât pe români, cât și pe europeni. Imediat după căderea dramatică a fostului lider PSD, care în 24 de ore a pierdut și puterea și libertatea, au început să apară alte valențe ale premierului Viorica Dăncilă. Întâi a convocat un CEX, unde a preluat interimar președinția partidului și a forțat reprimirea dizidenților alungați sau marginalizați. A se vedea cazurile Firea și Stănescu. Apoi i-a ejectat fără milă, rapid, pe indezirabilii Codrin Ștefănescu și pe deputatul mitralieră Rădulescu, uneltele și lingăii lui Dragnea. În zilele următoare, susținută și de unii mari și potenți baroni locali, precum Oprișan de la Vrancea sau Buzatu de la Vaslui, Dăncilă a continuat epurările în guvern, dar și în companiile de stat. Așa a scăpat de câțiva consilieri impuși de Dragnea, consilieri care o controlau și o dirijau non-stop. Astfel a zburat doamna Alexandrescu, sinistrul Darius Vâlcov, dar și șefele de la ANAF și CNAS. Gurile rele spun că se pregătește și mazilirea ministrului de interne, vecina de bloc, Carmen Dan, cea care se compromisese la ordinul lui Dragnea, reprimând violent mitingul din 10 august 2018, mitingul diasporei. Pe lista neagră a doamnei Viorica Vasilica Dăncilă se mai află și câțiva președinți de filiale județene. Mai mulți parlamentari care nu se vor mai regăsi pe listele PSD, dar și mai mulți directorii de minister și secretarii de stat. De asemenea, doamna Dăncilă a început pregătirea viitorului congres PSD, necesar după arestarea lui Liviu Dragnea, și listele invitaților și delegaților sunt concepute la Palatul Victoria, în așa fel încât Victoria, scuzați jocul de cuvinte, să îi fie asigurată fără probleme. Doar a avut dascăl bun în privința aceasta, chiar pe El Lidero Maximo, post. Și am putea spune că Viorica Dăncilă ne arată cum se cucerește puterea. Guvernul a adoptat luni, 3 iunie 2019, o ordonanță de urgență prin care se schimbă modul de alegere a președinților de consilii județene, asigurându-li se acestora puterea veșnică, după modelul alegerilor de primari.
Astfel, Dăncilă și-a asigurat spatele, fiind protejat acum și de baronii locali. Președinții de consilii județene vor fi aleși prin vot de către cetățeni, dar într-un singur tur, ceea ce le asigură celor în funcție victoria 100%. Până acum, dacă primarul era ales prin vot uninominal, președintele de Consiliu Județean era ales ca urmare a votului consilierilor județeni. Imediat, această ordonanță de urgență a fost dur criticată de către opoziție, dar și de către președintele Iohannis. Iată ce a declarat președintele Klaus Werner Iohannis în urma adoptării acestei ordonanțe a guvernului. PSD nu a înțeles nimic din aceste alegeri. Votul românilor nu e bătaia de joc a PSD. Cetățenii le-au transmis PSD-iștilor că practica ordonanțelor de urgență trebuie să înceteze. Schimbarea legii electorale făcută azi prin ordonanțe de urgență este de fapt o concesie pe care premierul Dăncilă vrea să o facă în fața baronilor PSD în încercarea de a le câștiga sprijinul. Vor fi favorizați cei deja în funcție, adică domnii Marian Oprișan, Dumitru Buzatu și Ionel Arsene. Un președinte de Consiliu Județean nu trebuie în niciun caz confundat cu un primar. Primarul reprezintă comunitatea, iar celelalte organe sunt administrative. Respectiva ordonanță mai prevede că eliberarea din funcție a președintelui sau a vicepreședinților Consiliului Județean se face cu votul secret al majorității consilierilor în funcție, la propunerea cel puțin unei treimi din numărul acestora. Deci, Viorica Dăncilă își consolidează puterea prin îndepărtarea fidelilor lui Liviu Dragnea și cumpără bunăvoința baronilor pesediști cu legi și ordonanțe favorabile acestora. O altă întrebare care s-a pus a fost dacă a stat Viorica Vasilica Dăncilă în spatele înlăturării lui Dragnea. Oricât de ciudat și improbabil ar părea, se pare totuși că și premierul a jucat un rol în îndepărtarea lui Dragnea. Deși inițial intrase în conflict cu liderii europeni, Dăncilă a priceput avertismentul acestora și în urma unor întâlniri și cu ambasadorul american, a blocat ordonanța privind amnistia și grațierea, ordonanță ce urma să îi asigure lui Dragnea libertatea. Ba mai mult, nu l-a mai susținut pe acesta în campania electorală. Să nu uităm că nu a fost prezent alături de acesta nicăieri, ea făcându-și propria campanie de imagine. Acțiunile premierului și-au avut și ele rolul în dezastrul electoral înregistrat de PSD. Acest rezultat a ajutat, spun analiștii, și la decizia înaltei curți de justiție. Dacă Dragnea a câștigat detașat, așa cum arătau sondajele manipulatoare, probabil că cei 5 judecători s-ar fi gândit mai mult înainte de a lua o decizie finală. În acest caz, un rol ciudat l-a jucat și Curtea Constituțională, care a refuzat și a amânat un verdict în dosarul completelor de judecată, fiindcă un eventual verdict favorabil sesizării ar fi fost un adevărat balon de oxigen pentru Liviu Dragnea. Ținând cont că acesta din urmă devenise indezirabil și nefrecventabil în Uniunea Europeană, dar și în grupul socialiștilor europeni, unde activa propriul său grup de pesediști, nu putem omite varianta unei înțelegeri UE Viorica Dăncilă, justiția română, având ca scop mazilirea definitivă a lui Liviu Dragnea. Sună ciudat, dar nu este imposibil. Oricum, dacă analizăm acțiunile premierului Dăncilă din ultimele 3 luni înainte de europarlamentare și din prima săptămână post-alegeri, se poate trage concluzia că ea a fost cea care i-a tras, cu zâmbetul pe buze, preșul de sub picioare lui Liviu Dragnea. Premeditare, nepremeditare, cert este că Dăncilă a acționat contra șefului și că, mai ales, ea este principala beneficiară a condamnării lui Liviu Dragnea. Să ne aducem aminte și de axioma juridică cui prodest, cui folosește
Și atunci ne dăm seama clar cine a acționat contra fostului lider PSD. Dar care sunt următorii pași ai premierului? Reputatul gazetar și analist Cristian Tudor Popescu are o previziune deloc plăcută pentru Partidul Social Democrat. Jurnalistul a susținut într-un interviu că, pentru partidul condus acum de Viorica Dăncilă, sfârșitul este abia la început. Cristian Tudor Popescu a amintit și de demiterile care vor urma, demiterile miniștrilor Teodor Meleșcanu și Carmen Dan, pe care le-a cerut și președintele Klaus Iohannis. Viorica Dăncilă ar trebui să îi demită pe cei doi, chiar dacă nu pe loc, pentru a nu crea senzația că președintele o comandă și că a făcut asta la cererea lui. Dar într-un timp rezonabil, Carmen Dan și Teodor Meleșcanu nu ar mai trebui să ocupe funcțiile pe care le ocupă acum, a declarat CTP. Premierul Viorica Dăncilă s-a deplasat la Cotroceni, unde a avut o întrevedere cu Klaus Iohannis în legătură cu remanierile cerute de ea și demiterile susținute de președinte. În joc sunt 4 fotolii de ministru, dar și soarta celor vinovați de dezastruoasa organizare a recentelor alegeri europarlamentare, în special în străinătate. Sunt în joc capetele lui Teodor Meleșcanu, la care ALDE nu vrea să renunțe, dar și rivala personală a Vioricăi, omul de încredere a lui Dragnea, Carmen Dan. Și totuși, premierul Dăncilă se opune demiterilor din guvern cerute de președintele Iohannis, susținând că nu poți demite pe cineva fără să analizezi cine a greșit. Am cerut să mi se facă un raport complet, intern și extern, privind modalitatea desfășurării alegerilor în diaspora. Toate deciziile le voi lua pe baza acestui raport. Dacă au fost greșeli, și cu siguranță au fost, cei responsabili trebuie să plătească. Dar nu putem aplica sancțiuni fără analiză, a declarat Dăncilă. Cu siguranță va urma o negociere dură. Iohannis vrea schimbarea unor miniștri și are nevoie de acordul lui Dăncilă în acest demers. Iar Dăncilă are 3 ministere unde interimatul expiră în curând, plus un post de vicepremier, și are nevoie ca Iohannis să semneze decretele pentru noi miniștri. În acest context, trebuie să considerăm că declarația lui Dăncilă nu-i decât un mic joc de glezne, așa cum ne-a mai obișnuit, și că ceasul se scurge încet, dar sigur pentru Dan și Meleșcanu. Interesant este faptul că, deși, în ciuda faptului că a fost ciuca tuturor criticilor pentru necunoașterea limbii române și grave lacune în pregătirea intelectuală, Viorica Vasilica Dăncilă se dovedește atât o nucă tare, greu de spart, cât și o femeie cu mari ambiții, hotărâtă să folosească orice mijloace pentru a-și atinge scopul. Cine ar fi crezut-o în stare? Nimeni. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și astăzi. Vă aștept cu drag și informații interesante și data viitoare. Și nu uitați, așteptăm părerile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos. De asemenea, puteți să ne scrieți și la adresa teoriiincredibileoffice@gmail.com. Pe curând!